Val de demisii în Republica Moldova. Trei miniștri din cabinetul lui Dorin Recean au anunțat că vor renunța la funcție în urma atacului de pe aeroportul din Chișinău, atunci când un cetățean din Tajikistan a deschis focul și a ucis două persoane. Anunț că trei ministre și miniștri și-au depus ieri mandatul. Oficialii ce vor părăsi fotolul de la Chișinău sunt ministrul educației Anatolie Țopală, cel al internelor Ana Revenco și Lilia Dabija, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Anunțul a fost făcut de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Premierul a anunțat recent că va avea loc o ședință pe tema atacului care a avut loc pe 30 iunie pe aeroportul din Chișinău, în care un cetățean din Tajikistan a furat pistolul unui polițist și a ucis două persoane. Bărbatul a călătorit în Turcia după ce a răpit un banchier din țara natală. Acesta plănuia să folosească Republica Moldova drept o poartă către Uniunea Europeană. Dorin Recean a subliniat că lista noilor miniștri va fi înaintată președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în următoarele zile. Luni voi propune președintei Sandu lista noilor miniștri pentru aceste portofolii.